O familie din Vetiș era cât pe ce să rămână fără un acoperiș deasupra capului după ce casa în care locuia a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a izbucnit duminică după amiază când flăcările au pus stăpânire pe acoperișul casei, dar și pe bucătărie, existând pericolul ca focul să se extindă la întreaga locuință. Pentru a potoli flăcările, pompieri au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Ancheta efectuată la fața locului a arătat că incendiul a fost provocat de o țigară aruncată într-o zonă în care erau depozitate materiale combustibile, respectiv hârtie și cartoane. În urma incendiului, au ars mobilierul din bucătărie și construcția din lemna acoperișului pe o suprafață aproximativă de 15 metri pătrați.